S-ar putea face o infuzie de capital și voi să vă mai pierdeți din procentul de acțiuni. Cum reacționați dacă se întâmplă acest lucru? Păi haideți să fim corecți. Asociația generează cash, deci în condițiile unei infuzii de capital vom veni și noi cu partea noastră, în măsura în care avem bani. Deci vă veți păstra cumva... Vom încerca. Dar aici apare un mare dar. Bineînțeles că dacă spaniolii vin cu o infuzie de capital de 100 de milioane, noi nu o să putem să aducem 25 de milioane în partea noastră. Da. Ca urmare, dacă vin cu o infuzie de capital de 100 de milioane de euro, noi nu vedem niciun fel de problemă în a ne dilua pe noi. Dacă ne diluează, dar Dinamo este campioană și participantă în Europa League sau în Champions League, nu avem absolut niciun fel de problemă. Orgoliul nostru nu este legat de a avea procente în club. Orgoliul nostru ține de a duce Dinamo sus și de a fi Dinamo puternică. N-am chiar niciun fel de orgoliu și sunt convins că nimeni de DB nu are astfel de orgoliu. Dacă oamenii vin și aduc 100 de milioane, chiar ne bucurăm. Domnul Dorin, aduceți 100 de milioane? Stai un pic, Alex, să o lămurim pe asta. Eu, dacă aș avea personal, i-aș aduce. Nu, glumesc Dinamo, acum. Dar... E adevărat că o să faceți o infuzie de capital? Nici asta nu pot să vă confirm. Ok. Prima tendință este aceea de a sta la masă cu suporterii și se dorește să se restituie împrumuturile care au ținut în viață clubul, cum foarte bine am subliniat, și de a avea un dialog normal. Deci aveți normal. De gând să dați banii înapoi oamenilor. Asta este ceea ce Alex a auzit, investitorul. Da, de aici se pleacă. Asta este foarte important. Oricum, împrumuturile sunt convertibile în acțiuni, deci este decizia noastră dacă primim banii înapoi sau se convertesc în acțiuni. Sigur, eu doar am transmis informația ceea ce dorește investitorul. Acum nu neapărat... Se pare absolut irelevant. Suntem de acord cu... Dacă investitorul este serios, suntem de acord cu absolut orice variantă. Nu cred că se va opune nimeni. Repet, decizia în bordul de DB și în organizația de conducere a DB este democratică. Bun. Alex, spune-mi, te rog, ceva concret pentru domnul Dorin. Să lămuresc problema asta. Dar puteți să fiți siguri, voi ca și investitori, că dacă lucrurile sunt serioase, nu avem absolut niciun fel de problemă și puteți mânta 100% pe sprijinul de DB. În altă ordine de idei, știu că trebuiau să vină niște bani de la investitorul spaniol pentru că sunt niște plăți urgente de câteva sute de mii de euro. Aș dori, dacă se poate, să-mi confirme domnul Șefean că au apărut respectivii bani și că s-au făcut plățile pentru aceste datorii urgente. Vă rog, domnul Dorin. Nu, în momentul ăsta nu pot să vă confirm. Deci nu au venit banii în care... momentul ăsta nu pot să vă confirm, nu știu. Momentul ăsta... Păi da, asta este o chestie care, într-un fel, mi s-a promis și care a dovedit că... Am zis în momentul ăsta, azi e altceva. Deci astăzi pot apărea banii? Exact, azi e altceva, dar în momentul acesta nu pot să vă confirm. Există confirmarea că banii au plecat și vor ajunge la club. Asta mă interesa. În primul rând, haideți că trebuie să lămurim mult, îmi bagă bățul prin gard, din păcate. Uitând că, practic, și încercând să rupă această relație pe care... Haideți să rămân. Deci, până la urmă, eu sunt la fel ca și Alex, un suporter dinamovist. Da. Eu am avut privilegiul să cunosc niște oameni care au venit cu niște bani mai mulți, 300 de mii. Până la urmă, banii suporterilor, că, așa cum spunea el, de la cei care au poate 1.500 lei salariu și au pus fiecare mână de la mână. Da. Și faptul că, până la urmă, eu am fost... cumva privilegiat că l-am cunoscut pe cineva care a investit sute de mii fără să fie vreodată în România. Pentru că asta iar e o chestiune de subliniat. Niciodată n-a fost în România. Prima dată când a venit în România, domnul Pablo Cortasero a fost acum, zilele trecute. Da. Și acești bani au ținut clubul în viață. Oare cum să nu existe colaborare între noi? Oare cum să nu existe dorința de a face bine? Pentru că noi suntem suporteri. Domnul Dorin, să revenim la ce a întrebat Alex. Deci banii în momentul de față promiși nu au venit, dar aveți semnale că vor veni în scurt timp. În mod normal, domnul Cortasero va fi aici săptămâna viitoare. Bun. Domnul Meleru m-a informat în dimineața aceasta, mi-a dat o temă de casă legată de organizarea unei conferințe mai mari într-un loc frumos din București. O să văd unde o să fie acel loc. Legat de prezentarea proiectului, legat de prezentarea persoanelor care vor fi implicate în managementul clubului în perioada următoare și asta se va întâmpla în următoarele 10-12 zile. Asta pot să vă confirm. Uite, Alex, poftim un răspuns concret și vreau să te mai întreb pe tine, Alex, acum, pentru că tu reprezinți în speța asta pe Luza Cătălin Hâldan, care sunt pretențiile voastre DDB PCH către partea spaniolă reprezentată aici de domnul Șerdean? După cum am mai spus, eu reprezint programul de DB. Da.
care într-adevăr este program al Asociației Pelza Cătălin Cizan. Da. Care sunt pretențiile noastre? Noi am spus de la început care sunt pretențiile noastre. Pretențiile noastre sunt să se echilibreze cât mai repede balanța financiară a clubului. Pentru asta e nevoie de o sumă, după cum probabil că le-a fost transmis domnilor, în jur de 3 milioane de euro. Nu considerăm că este prioritar de instituirea împrumuturilor, nu știu de ce și n-am înțeles niciodată de ce. Pentru distincii spanioli este foarte important acest lucru, pentru că noi nu considerăm că este prioritar. Prioritar este să echilibrezi în primul rând finanțele unei companii. Eu sunt de meserie și știu despre ce vorbesc. Da, Alex este economist, într-adevăr, ca și dumneavoastră. Nu, sunt matematician, de fapt, dar prin prisma meseriei lucrez într-o bancă, sunt directorul unui departament într-o bancă și atunci mi-e foarte clar ce se poate face. Eu sunt și cel care am făcut proiecția de buget pe care sunt convins că dânsii au văzut-o. Mă rog, să zicem, m-am ocupat special de partea financiară. Și atunci eu sunt convins că ei au văzut și proiecta de buget și tot pentru că existau la managementul clubului. Da. Și sunt convins, și au fost și publice de altfel. Și sunt convins că au văzut. Deci acolo e un deficit de cash, da, care poate fi acoperit ori, cum au zis, și printr-o investiție de capital, ori printr-un împrumut subordonat, ori printr-un împrumut normal, dacă vor neapărat, dar da, nu cred că e bine. Da, mă rog, se poate face un împrumut subordonat, sunt convins că poate să-și angajeze niște consultanți, asta e o problemă foarte simplu. Bun. Dar prioritatea, din punctul meu de vedere, este să se stabilizeze partea financiară a clubului. Alex, eu sunt convins că pe partea de management o să-și aducă oameni specializați. Dinamo are management, are conducători acum, dar sunt convins că fiecare își va aduce, că așa e normal în orice companie, să-și aducă specialiști. Eu știu, am văzut că au adus director sportiv. Director sportiv, adică omul care se va ocupa de transferuri, da, pentru că la Dinamo chestia asta era, să zicem așa, o chestie foarte generală, se ocupa o comisie care nu se știe din cine era formată, mă rog, au fost niște probleme, nimeni nu vrea să-și asume, acest domn sunt convins că își va asuma și că este un om profesionist. I-am văzut CV-ul, eu sunt un CV care arată foarte bine, dar din păcate CV-urile nu plătesc jucătorii, nu plătesc datorii și nu aduc bani. Alex, spune-mi, te rog, vorbeai de niște datorii care trebuie plătite urgent. Despre ce datorii e vorba? Păi n-aș vrea să interferez cu ei. Eu știu despre ce e vorba, dar aș prefera ca să vă spună domnul Șerdean, sunt convins că le știe și el foarte bine. Și atunci cred că e important ca dânsul, ca și manager, să le explice. E vorba de datorii către, vorbind așa pe mare, e vorba de datorii către jucători, datorii către terți, anumite datorii care nu pot fi amânate, da, datorii către, am înțeles că se dorește jucarea meciului pe arena națională, trebuie plătite datorii și plată în avans pentru respectivul meci, da, și aici obligatoriu trebuie să existe bani pentru că există un risc foarte mare. Foarte mare, deci sunt niște datorii, în primul rând datorii către angajații clubului, pentru că e normal, dacă tu ai venit nou patron, primul lucru pe care să-l faci, să-ți plătești angajații ca să-ți fidelizezi, da, și cred că domnul Șerdean e de acord cu mine. Deci, și mai sunt și altele pe care sunt convins că vi le poate spune dânsul. Eu le știu, dar nu cred că e atât de important. Uite, spuneți domnul Șerdean că sunt multe, într-adevăr. Sunt multe. Da, nu, are dreptate. Sunt multe. Da, nu, eu am vorbit, am fost foarte clar, am vorbit doar de cele mai importante. Noi, vă rog să ne credeți, am fost foarte implicați, nu știu câte, probabil că era bine dacă ați fi discutat cu noi, pentru că v-am fi spus mult mai multe și poate am fi fost mult mai clar. Nu înțeleg care au fost motivele pentru care nu s-a dorit să se discute cu noi, dar vă putem spune că din punct de vedere al implicării și al cunoașterii situației clubului, suntem foarte pregătiți și știm, avem oameni pe fiecare departament, pe marketing, pe comunicare, pe absolut orice și puteam să ajutăm și să le explicăm anumite puncte de vedere. Domnul Dacă deși m-au dorit, este o chestie subiectivă a dânșilor, dar ceea ce spun este că pot avea parte de tot suportul nostru și în general orice om care va dori din Dinamo va avea parte de tot suportul nostru. Scopul nostru nu este să conducem Dinamo, am mai spus chestia asta. Scopul nostru este ca Dinamo să fie sus,
Scopul nostru este să susținem întotdeauna managementul Dinamo. Locul nostru este pe stadion, să se vadă foarte clar coreografiile făcute de PCH, care sunt niște chestii cu adevărat deosebite. Să vedeți foarte clar că acum ne pregătim de lansarea filmului. Va fi un film legat de... De coreografia cu City. Dar vrei să-ți răspundă domnul Dorin la ce l-ai întrebat. Te rog să mă lași să termin. Vreau să explic care este scopul nostru, că aș vrea să fie foarte clar, că sunt convins că e o audiență foarte bună și cred că oamenii trebuie să înțeleagă. Așa, deci ne pregătim acum și este foarte important și este unul din cele mai importante lucruri de lansarea filmului. Ne pregătim să strângem bani pentru lansarea filmului și, bineînțeles, să continuăm programul, pentru că noi vom fi întotdeauna plasa de siguranță pentru club. Bun. Domnul Dorin, de ce n-au fost implicați suporterii până acum? N-au fost doriți sau n-a ajuns la dumneavoastră faptul că suporterii vor să participe la negocieri? Haideți să lămurim. Am o poziție ingrată, da, ca să lămuresc. Vedeți că M-ați adresat cu apelativul domnule președinte. Da. Eu țin să vă repet lucruri. Nu sunt președinte. Okay. Nu sunt nici măcar angajat în clubul Dinamo în momentul de față. În regulă. Am o poziție ingrată din acest punct de vedere. Pentru că sunt reprezentantul spaniolilor, da? Da. Spaniolii au venit în România timp de 2 zile. Mă refer strict la domnul Pablo Cortasero. Da. A stat în România 2 zile. Pur și simplu este un motiv legat de timpul efectiv. A venit și a semnat cel mai probabil. Am lucrat, s-a lucrat, s-a negociat, s-a discutat, s-a parafat o înțelegere. A fost o întâlnire la Liga Profesională de Fotbal. Ăsta e evenimentul în afara clubului. Cel mai relevant eveniment acesta a fost. O întâlnire la Liga Profesională de Fotbal. Și cam atât. Efectiv, s-a urcat în avion și a plecat înapoi. Repet, săptămâna viitoare. Deci fizic nu a existat timp. Nu a existat timp fizic. Bun. Alex, eu m-aș fi putut întâlni cu suporterii, la fel ca și cu frații mei, pentru că suntem doar suporteri. Beam o cafea împreună și cam atât. Ce puteam să vorbesc despre acest lucru? Mai mult de atât, credeți-mă că așa cum spuneați foarte bine, am lucrat timp de 5 luni de zile. Da. Am fost de la început atenționat, dacă vreți, pentru că așa am convenit cu domnul Juan José Melero, nicio informație de niciun fel. Cu tot respectul, în momentul în care deja se întâlnesc doi oameni, pot să apară supape prin care se sparg informații, deși ies. Vedeți că așa se procedează la ei. Ei sunt pur și simplu, surprinși, un termen moderat. Okay. Sunt surprinși de modul în care funcționează în România informații, de cum circulă informații, de... Ei nu înțeleg nimic din toată povestea asta. Zic, domne, la noi se face afacerea, ne strânge mâinile, deschidem ușa și intră presa. Aici totul transpire. Stați un pic să lămuriți, să-l mai țin pe Alex, că asta el este. Și lucrează la banca. Deci e un timp fizic. Domnule, e un timp, e vorba de timpul fizic. Cred că m-a făcut destul de bine înțeles legat de ceea ce a însemnat investitorul în sine. Iar eu, repet, nu am fost abilitat să mă întâlnesc cu... Eu sunt tot suporter, ca și voi de altfel. Până am încercat să salvez acest club, în modul în care am putut eu. Am o întrebare, cam asta e. Pentru tine, ești membru de DB? Nu sunt membru de DB, nu. Ați văzut activ pe Facebook de vreo câțiva ani, de 4-5 ani, sunt în diverse grupuri, am mai și comentat, am mai și postat. Mi-ați cerut câțiva dintre voi să scriu și articole, că am înțeles că v-au plăcut modul în care am scris și am comentat niște evenimente legate de Dinamo, dar nu am avut timp pur și simplu să scriu articole. Așteptăm de la tine, cu drag, pentru că acum ești implicat, de la tine și de la toți ceilalți investitori și oameni implicați, inclusiv de la domnul director sportiv, să deveniți membri de DB. Noi considerăm că asta este, de fapt, cartea de vizită a dinamovistului și e de fapt legitimată de dinamovist. Am înțeles. Să fii membru de DM e de fapt dovada că ești acolo alături de noi. Am înțeles. Eu am încercat să ajut clubul așa cum am putut, cum am zis. Nu cred că ar trebui să... Am văzut și păreri, nu din partea voastră, sincer. Păreri extra, așa, hai domne, vorbesc de... Sunt persoane care bagă bățul prin gardă. Nu cred că este corect. Este corect, mai puțin să întâlnim și o idee. Mai o invitație din partea noastră și o dorință, primul rând, din partea noastră. Și considerăm că este cât se poate de corectă și de temeiată de a deveni membru. Și eu cred că este un lucru absolut normal. Să nu uităm că toți cei din managementul clubului sunt membri în program. Hai să zic, nu vreau să mai zic nimic, că oare să mai plătesc cotizația de 48 de euro, am încercat să aduc mai mulți bani. Am reușit să-i aduc. Nu. Cam asta e ideea, ce ar trebui să fac mai mult? Exact.
3 cotizații de 1948 și de 19.480. Noi nu spunem să plătești una din ele, care dorești. Ok, de 300.000 există. Ne-ar bucura să fii cel care o plătește pe cea de 19.480. Am înțeles. Dar nu există nicio obligație în așa ceva.